Bună, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vom pregăti împreună dulceață de coajă de pepene verde. Eu am curățat coaja, cea verde, și am lăsat partea aceasta albă și puțin din miez, dar foarte puțin. Cu cât este mai groasă coaja, cu atât va fi mai bine și va ieși mai bine dulceața. Eu nu am avut un pepene foarte gros, dar va fi bine și așa. Am aici 1 kg de coajă curățată, cântărit după ce l-am curățat. 1 kg de zahăr, zeama de la o lămâie, o lămâie destul de mare, și 1,5 litri de apă. Am pus o oală pe foc și pun 1,5 litri de apă. Pun și pepenele și las pepenele să fiarbă pentru aproximativ o oră sau până când se înmoaie. Coaja de pepene a fiert, după cum vedeți aproape că este translucidă. Am fiert-o pentru aproximativ o oră. Acum o voi scurge de apă, dar apa o țin deoparte pentru că îmi trebuie. Bucățile de pepenele las la scurs. Apa o pun din nou în vasul în care am fiert cojile. Pun și zahărul și las să fiarbă până se formează un sirop destul de gros. Siropul a început să se lege. Eu din când în când umezesc pereții vasului cu apă rece pentru că nu vreau să se cristalizeze zahărul. Cred că din momentul în care face această spumă deasupra va mai fi nevoie de aproximativ 15 minute să fiarbă siropul. Siropul s-a legat frumos. Vedeți că are o consistență densă. Acum voi adăuga bucățile de pepene pe care le-am lăsat la scurs cât timp siropul s-a fiert. Las să fiarbă și pepenele împreună cu siropul pentru aproximativ jumătate de oră sau până când vedeți că este bine închegată dulceața. Am lăsat să fiarbă și cojile de pepene cu siropul și vedeți cum arată, așa va trebui să arate. Acum adaug zeama de lămâie și mai las să dea în două clocote. Dulceața de pepene este gata, am oprit focul. Acum acopăr vasul cu un prosop umezit cu apă rece și îl las pentru 10 minute. Am lăsat dulceața să se răcorească pentru 10 minute, iar acum o voi pune în borcane. Vedeți cât arată de bine? Credeți-mă pe cuvânt că este și delicioasă. Nu se pregătește deloc greu și oricum coaja de la pepene sau lubeniță se aruncă. Umplu borcanele. Mă asigur că las sirop pentru fiecare borcan. Dragii mei, așa arată dulceața de coajă de pepene verde făcută de mine. Sper să vă placă și această rețetă, să o încercați și voi pentru că credeți-mă că este delicioasă și nu o să regretați. Eu vă pup cu mare drag și ne vedem data viitoare cu un nou clip. Pa, pa!